Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod din Ferma de la Munte, pe Barbă Neagră. Dudes, avem o grămadă de făcut astăzi, practic sunt în a doua zi și este ora 9 și 6 minute. Asta înseamnă că trebuie să dăm și noi niște mâncăriță la văcuțe. O să iau aici unitracul pentru că ăsta este desemnatul să ducă mâncărița pe aici pe acolo și o să ducem niște rație mixtă pentru că acum avem foarte, foarte multă rație mixtă pe care am făcut-o, mă rog, eu am făcut-o acolo automat pentru că avem în față silozul ăsta pe care l-am cumpărat, pe care am dat foarte mulți bani, dar s-a meritat. Am dus toate resursele pe care el le cerea și acum avem vreo 30 ceva de tone parcă de rație mixtă, o nebunie de aceasta, dar nu ai văzut, așa că numai trebuie să mă orientez și cum trebuie. Este burlanul atât de înalt încât e foarte greu să dai seama cu ăsta micul al meu dacă sunt bine orientat sau nu. Și avem două părți unde trebuie să dăm niște rație mixtă. Bine, noi acum am siliși, da? Rație mixtă vom face în decursul zilei de astăzi, așa că văcuțele mai au doar foarte, foarte puțin timp de așteptat. Partea miștoacă e că acest TMR fix ce avem noi în față, silozul ăsta care ne face nouă rație mixtă, se mișcă foarte repede, așa că după ce duc suficient de mult silici la fiecare, el o să-mi facă într-un timp scurt TMR-ul, o să pot să dau și eu la văcuțe, măcar să am pentru astăzi, la văcuțele astea și la celelalte de asemenea. După care, fraților, stați aproape că avem și alte treburi. Avem și de fertilizat, trebuie să vedem care-i treaba și cu pădurea, pentru că am o idee nouă și am un utilaj interesant pe care vreau să-l pun în aplicare, care cred eu că s-ar potrivi foarte, foarte bine pentru această hartă. Pentru că momentan nu o ducem foarte bine cu banii, adică noi ca să zici că bă, sunt un fermier de ăsta bogat, sunt și un fermier, vai, na, am de toate, mai puțin bani, așa m-aș numi. Și, e bine, trebuie să jonglez cu abilitatea asta, nu? De a avea de toate. Am pădure, ne mai trebuie un utilaj de tăiat la pădure. Și hai să dăm aici ultima remorcă de silici. Iar acum, hai să vedem. Bun, niște mineral feed. Asta vom aduce. Silici, se pare că avem, pam, pam, pam. Silici o să se consume. Cred că ar fi bine să mai aducem noi încă o remorcă. El consumându-se destul de rapid. Pentru că și atunci când faci rație mixtă, îți pui 2 baloți de silici. Deci știți și voi că necesită un picus mai mult silici. Fân nu prea mai am și iarba trebuie să crească. Acolo nu am ce să fac, trebuie să aștept după curul ei. Deci acolo sunt condiționat de treaba asta. Îmi place că se încarcă foarte rapid. La ce gros e burlanul de sus, adică nici nu mă așteptam altfel. Dar uneori mai e surprize, știi, de nimerești câte o remorcă mai dubioasă sau câte un siloz mai dubios care nu încarcă extraordinar de rapid. Bun, deci asta a fost ultima remorcă. Vezi cât de repede m-am mișcat aici? Bam, bam, bam! Băi, unitracul chiar face treabă. Uite pe meu la ochelar așa. Bă, soarele de munte e cel mai periculos. Și el știe asta. Bun, am umplut aici, nici nu știu dacă mai încape mineral feed-ul, habar n-am. Vedem acum dacă mai încape sau nu mai încape. O să le, opa, avem deja 2 paleți de ouă. Frumos, frumos. A, și o chestie ușor dezamăgitoare, dar oricum, na, n-avem ce să facem. În momentul de față, merii nu produc, chiar dacă le-am dus apă. Merii au nevoie și de niște gunoi de graș, adică îngrășământ natural. Balegă! Doar că pentru asta trebuie să dau mâncare la văcuțe, văcuțele trebuie să mănânce și să se cace, căcatul trebuie să-l transformăm după aia în fertilizator, da? Punându-l la merii noștri. So, e așa o întreagă, e un întreg lanț de producție al merilor. Și din cauza că nu avem văcuțele, evident nu avem merii. Bun. So, îmi trebuie la paleți, cred eu că cu unul singur este suficient. Pentru că din câte am văzut eu acolo, e capacitate foarte mare. Ia să vedem dacă într-adevăr așa este. Asta e zona de livrare. Deci ce mi-au de la magazin îmi apare aici ca și cum mi-ar livra cineva, evident, paleții, utilajele și așa mai departe. Sunt curios dacă mi-l ia din remorcă. Ia! Mi l-a luat din remorcă. Nice! Oricum, cu ăsta de fiecare dată când am lucrat a fost foarte bine. Cu generatorul ăsta de rație mixtă. Eu mai am și alte fabrici care fac același lucru, dar mereu l-am ales pe ăsta. În principal și pentru că este, bineînțeles,
compact, nu ocupă foarte mult spațiu în fermă. Vezi, o astfel de fermă aduce de la sine provocări mari, și că este în pantă, dar și că nu există mult spațiu la ea și trebuie să găsești cele mai compacte versiuni ale silozurilor, ale fabricilor, ale utilajelor, de asta suntem noi cu un nitracul ăsta mic și electric. Deci, foarte interesant mi se pare treaba asta. Uite cum am văzut aici niște găuri în sol. What the fuck is this shit? Ha, ce dubios. Ar trebui să îndreptăm zona pe aici. Bun, acum hai să vedem dacă TMR-ul este în producție. Ar trebui să avem deja un picuț generat, gen câteva kilograme, doar ca să vedem că funcționează. Am pus de toate. De ce nu merge? Stai așa. Vreau să dau timpul un pic pe rapid. Cât să-l activăm, zic eu. Este ora 9 și jumătate, 10, hai până la 11, când cred eu că ar fi suficient pentru treaba asta. Până una alta ne pregătim tractorul. Iap, mergem de îndată. 10 și jumătate, op, acum am oprit timpul, perfectus, și hai să verificăm. Pentru că nu este activ, Mihai, din cauza asta. God damn it, God damn it. Nu am activat, mor. Acum vedem. Deci el se mișcă, mă, foarte repede, uite. El se mișcă, uite. Doar vin că l-am... Uite, 100, pac! Nici mai dau timpul pe rapid. Pur și simplu. Păi în două ore. Bă, sunt curios. Hai să vedem într-o oră cât face. Cred că face nebunie ea. Lăsăm până la 12. Dar m-am căcat eu pe mine acolo și nu am dat. Activate. Băi, băi, în FS25 treaba asta trebuie să fie default activată. Pentru că, like, din moment ce duci toate resursele, logică vrei să înceapă producția, nu? Doar nu le duci să le depozitezi acolo. E dubios să le depozitezi, like, unde? Într-o fabrică? Și cum vine asta? Că n-are niciun sens. Și, evident, acum luăm cealaltă remorcuță, pentru că avem nici mai mult, nici mai puțin, de 36 de tone, într-o singură oră. M-am spus că face repede. Deci e pur și simplu o nebunie. O nebunie. Stau un pic. Unde mi este mie celălalt? Ah, da! Vă rog să observați, avem aici rezultatul recoltei din spate. Dar pentru asta va trebui să venim cu... Unde-i, mă? Uite-l aici, mă, ce dumnezeule cauzi, mă, pe aici prin oraș, tu zgura, mami tale. Hai să mergem cu băiatul să-l aducem acasă. De fapt, știi ce? Cred că putem să... Îl livrez. Putem să-l livrăm, da. Ia, yeah. Hats, hats, and boom. Și acum... Cred că pot de aici direct, cel mai bine. Yup, let's go, îi dăm o talpă. Zic că mai bine îl umplu pe ăsta de rație mixtă și pe aia duc la ambele văcuțe, decât să... Na. Ah, mai am o chestie. Da, ah, stai, că ăsta este... Multifruit silozul. Mă gândeam că dacă umplu cu rație mixtă, poate eu duc mai multă rație mixtă decât este necesar și pe aia o să rămân în remorcă cu niște rație mixtă și după aia mie remorca o să-mi trebuiască pentru a goli combina de porumb și astfel nu am unde să mai pun rația mixtă. Dar am unde, pentru că avem un siloz multifruit. Să curgă, zic. Mamă, silici nu mai avem? Ba da, 2 tone. Puțin 2 tone. Strono mai avem. Trebuie să punem grâu. Musai niște grâu. Mi se pare că pe harta asta trebuie să avem paie tot timpul, pentru că este ferma de la munte, dar este transformată din ferma de animale. Deci, automat vorbim de multe văcuțe, evident. Și o să mai avem și pe viitor și mai multe văcuțe. Aici cred eu că descărcăm. Ia stai să mă uit. Aici? Nu pare a fi aici. Acolo încărcăm, aici încărcăm. Stai așa, unde Dumnezeului trebuie să dai la animaluțele astea? Pe partea asta? Deci nu am semnul cu descărcare. What? What? Asta ce e aici? Ia stai un pic să vedem. Asta e cow barn. Aha! Aici! Cică, graj de văcuțe cu siloz. Siloz încorporat? Cum vine asta? Mă, dar aici ador bordul camionului ăstuia. E ceva frumos. Aha. Mă, oameni, mă. Este, mă, un pic. Unde Dumnezeului se dă la ăștia mâncărița? Hop! A, există aici o șmecherie.
Aici avem un punct de încărcat. Aici avem de asemenea un punct de încărcat. De lapte bănuiesc. Dai și să ne orientăm o leacă, că nu-mi dau seama unde ar trebui să le dau eu de mâncare. Eu între... pe partea cealaltă trebuie să deschide. Hoț! Trebuie să deschidem porțile astea, după care și pe astea. Bine, cealaltă, primele nu sunt musai. Asta cred că putem să le închidem. Aha! Deci aici trebuie. Bun, 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 bun. Mă, și miram! Deci ăsta probabil este doar un silos sau... Cred. Trebuie să mă joc un pic cu ăsta, că nu știu exact ce este. Mi se pare super interesant, dar îmi zice clar că este un graj de văcuțe cu silos. O să bag cu spatele aici să mă asigur că pot să mă duc până în spate. Cu punctul de cuplaj. Recte așa. Aia zic. Atât. Trebuie doar aleasă partea corespunzătoare de descărcare. Bun. O să duc... Cred că dau toate 17 tone dacă în cap. Oh my god, chiar au încăput 17 tone. Mergem să mai încărcăm restul, pentru că am avut 30 și ceva. Se pare că stânga nu poate să facă din prima. Mai am văcuțele de jos. Văcuțele de jos care nu au primit nici apă. Deci la alea trebuie să livrăm și niște apă. Dar oricum, curația mixtă, deja le punem un pic cu spăjar, știi? Ce e mișto la asta e că pot să iau direct acum, în față. O iau, descarc după aia și porumbul. Și deja am făcut două lucrușoare deodată. Ia să vedem aici. Mamă, dacă și cumpăr chestia asta pe care vreau să o cumpăr, acum ar fi super tare. La prima facem și descărcarea. Atât, un pic în spate. Perfect, descărcăm fix pe partea lor. Gata, mă, să nu le mai văd și eu chinuindu-se. Ai, și atât frumos. Da, mă, îmi place. Ăsta e... Nu e nexat, e next. E foarte, foarte mișto. Camionul. Și restul de 5 tone rămase o să-l bag în silos. Mi-aș fi dorit să intre aici maximul, dar aici nu avem decât 35 de văcuțe. La cealaltă mi se pare că avem undeva la un 60, o cantitate mai mare necesară pentru atâtea văcuțe pe care le avem acolo. Bineînțeles, adică eu urmăresc a avea și mai multe văcuțe. Mult! Și mai avem zone pe aici, doar că trebuie să ne facem o altă fermă în altă parte. Doar așa putem să mai plasăm. Momentan aici în vârf de munte nu prea mai am spațiu, că am, literalmente nu am munte. Bun, o să întoarcem dita mai namila. Cred că asta ar fi, dacă ar fi să am o mică obiecție, ar fi asta. Nu am o rază de întoarcere foarte mare ca și viraj, știi, la acest camion. Și cum am o fermă micuțică, mi-aș fi dorit totuși să am un pic mai mare flexibilitate, dar nu avem. Pe de altă parte, na, e un dezavantaj mic și unul relativ normal, pentru că un astfel de camion, adică nu te-ai aștepta să aibă și direcție pe spate. Logic, 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 știi? Oricum, se descurcă bine off-road și asta mă încântă maxim. Doar 10 tone am scos de aici, nici pe departe suficient și vom lua pe astea vreo 8.000 de euro. Deci, ceva rău. Ceva foarte, foarte rău. O să mă duc cu mașina la vânzare, dar momentan am alte planuri. Sau o să scot doar un pic la stradă și atâta, pentru că vreau să livrez ceva. O să mergem fix în punctul ăla de livrare pe care îl avem la intrare în fermă și acolo o să comandăm ceva frumos. Așa că vânzarea acestui porumb este pe standby momentan. V-am spus, prețul este de undeva de 700 și ceva de euro. Foarte, foarte puțin, îți dai seama. Adică nu o să fie cine știe ce profit. Dar în momentul de față strâng bani pentru ceva ce o să închiriez acum și dacă într-adevăr se dovedește a fi foarte benefic pentru mine, ca și alegere de business, atunci o să-l cumpăr. Dacă mergem aici maxim în dreapta și dăm o leacă în stânga, așa, putem să vedem acest atașament de la Ponse. El costă 70.000, dar bineînțeles închirierea o să coste mai puțin. Este un atașament de 3-point hitch și are nevoie de 190 de cai putere. Și eu am 190 de cai putere și am și 3-point hitch. Și atunci zic să-l închiriem și să-l testăm. Pentru doar 3500, zic că se merită maxim. Avem 1000 de centimetri lățime. Nu știu exact ce înseamnă asta, 1000 de centimetri lățime, 1000...
Adică un metru. Mă, eu sper să merg. Da, un metru merge, că noi avem, de exemplu, Ponsen Scorpionul la 70. Da, 70. 1000 de centimetri? Ha! Da, adică un metru. Și noi avem 70. Nu, e 100. 10? Eu nu înțeleg. Cum adică, mă, 1000 de centimetri? Stai puțin. E ceva dubios. 100 de centimetri este un metru și pe acolo trebuia să ne pelindă în gen 80 de centimetri, ar fi maximul 74. Astea sunt lățimile. Dar cum o mie? Stai un pic să verific. Deci dacă încerc la un nebun de ăsta, uite, jos de tot avem 71 de centimetri, da? Adică 3 sferturi dintr-un metru. Dacă încerc la un Ponce Cobra, avem 64 de centimetri și un Rodneș 80. Dar ce înseamnă, mă, aia 1000 de centimetri? Ce Dumnezeului semnifică asta? Că n-am văzut în viața mea așa ceva. Eu cred că ai o eroare de tipar acolo. Nu cred că este reală. Pentru că pur și simplu nu are niciun sens. Hai să mergem în tractorul cel mai mare pe care îl dețin. Și, pentru că mai am un pic de bani, hai să vedem dacă ne permitem totuși și o greutate. Pentru că având o dita mai macaraua pe spate, acum, evident, o să ne lăsăm pe ea. So, avem o tonă 200, o tonă 800 la 2000 de euro. John Deere ăsta e un mod foarte, foarte bun. 2000 de euro, 1500. Asta e prea puțin. Astea? 350 de kilograme. Prea puțin. Oh, ce mișto arată asta la 600 de kilograme. Băr de beton ceva. Bă, nu am altă posibilitate, că să iau tot așa un Johnny de ăsta super, super mega mare și la maxim de bani aproape 2000 și are o tonă 800. Sau hai să o cumpărăm pentru că vreau să o am la mine de acum încolo, adică vreau să o folosesc tot timpul, știi? O talpă and let's go! Să vedem dacă funcționează. Dacă ar funcționa, ar fi super pentru că aș face practic forestry, pentru că eu am aici pădure, evident, dar aș face și eu într-un stil de pădurar ajuns, știi? Totodată n-aș da 500.000 de euro, jumătate de milion, pe un Ponce Scorpion. Deci, ar fi un pic mai economic tăiatul de lemne. Deci, băgăm pe față. Haide, mă! Atât. Și acum, cupleul pe spate. Deci, în momentul de față, fraților, avem un Ponce Scorpionul săracului. Aia suntem, ia uite, hopa! Hai să vedem și dacă funcționează și mai ales cum funcționează. Că asta este și mai important. Ia stăim noi niște... Acum aici suntem în primul stadiu de creștere, nu stricăm, nu? Nu stricăm. Stricăm decât iarba nocivă și atâta. Trebuie să dăm cu erbicid, ziceam că o facem, dar m-a preocupat foarte mult treaba asta cu... Scorpionul. Și da, stare curios dacă funcționează treaba asta. Ia să vedem. Să mă duc aici. Băgăm și nocturna. Baby, let's go. Îi dăm aici X-ul. Ia. Z-ul se pare în situația asta. Folosește cu suport. Bă, mă lași. Cu suportel. Nu mă hazardesc. Ia. Băgăm aici 1000 de centimetri. E tare greu să cred eu aia 1000 de centimetri, dar vine. Un metru? Nu. O să vreau undeva pe la un 8 metri, cred eu că este în regulă. Și pot să mă mai în spate? Ia stai să vedem. Putem să ridicăm doar picioarele ca să ne mutăm de pe aici pe acolo. Fall tree. Harvester. A, n-am cum vezi. De asta un pic. Dacă fac asta... Dacă facem asta, asta pur și simplu ne permite flexibilitate. Ok, o foldez și mă duc aproape. N-am știut. Și hai să stăm, de exemplu, aici. Și facem asta. Îmi se pare că trebuie să mă mișc și după aia să mă instalez. Ceea ce nu este ideal. Îmi păstrează lățimea de lucru? 8 metri, da, mi-a păstrat-o. Ok. E foarte rapid, se pare. Nu am o vizibilitate prea mare aici. Păi eu cred că l-am îmbrățișat aici. Suficient, ia.
Wow. Wow, a mers. Și acum îl ducem pe lângă. E, acum nu știu eu că dacă nu pot să merg cu tractorul, pot să mă duc așa un pic. Dar mi-aș fi dorit o posibilitate să pot să ridic suporții. Oh my god, am transformat tractorul într-un scorpion. Love it, baby. Love it. Ia uite. Ce tare. Da, e puțin că automat ăsta costă, cât m-a costat? 3000 să-l închiriez, îți dai seama, un scorpion costă să-l cumperi jumătate de milion. Și uite, bine că nu a greutate, că dacă îl mișca așa, uite cum face suspensia pe față, vezi? So, yeah, contenește. Aici, încercăm să văd dacă există alte posibilități de a ridica doar suporții. Dar din păcate nu există. Nici V-ul nu merge. Tot așa, trebuie să-i dau cu strângere. Și mă duc, iar de strângere. Oare copacul ăsta l-a luat? Este, să vedem. Îți curios de copacul ăsta pentru că este nou pe hartă. Nu face parte din... Da, încerc asta. Dintre ceilalți copaci normali, știi? Ia. Yeah. Da, a mers. Bă, ești nebun. Da, uite, că stă acolo și acum ce fac? Vezi? Ia, hai să extindem. Și facem o vila așa. Trebuie să testez și ce se întâmplă dacă îi dau fold atunci când el taie un copac. Îți curios cum se comportă atunci. Dar foarte tare, did. Iar mai strângem, haț. Deci am mai văzut unul acolo. Mai am unul mic în partea aia. Dar uite, mai avem încă unul aici, iau-te-l. Haț. Și trebuie să mă reorientez. Și bineînțeles, buturugile rămase le voi lua la drujbă. Hai că asta e destul de ușoară treaba. Da, o să strâng bani să mi-l iau, pentru că mi se pare mișto. Se pare tare. Aici face... O, am blocat traficul. S-a dus. Tragem. Ați. Un picuț așa. Scuze, broschi, trebuie să fac treabă. Fraților, atât pentru astăzi. O să stau să fac aici o grămăjoară pe care noi să o vindem. După aia, în speranța că facem banii suficienți pentru a cumpăra utilajul ăsta, pentru că da, vreau să-l cumpăr. Din păcate am verificat și nu este la SH. La SH în momentul de față nu avem nimic pe care să-l considerăm mai valoros așa pentru stagiul nostru de fermă. Până data viitoare, v-am salutat, mai bine! Pa, pa!